relațiile comerciale și economice dintre România și Estonia în momentul de față? Leagă foarte multe, că suntem în primul rând în aceeași zonă de interese economice, fac parte din noul val, să spunem, al intrărilor în Uniunea Europeană, în NATO și așa mai departe, ca și noi. E o țară de la care avem foarte multe de învățat, cel puțin în domeniul digitalizării. Au excelat în acest domeniu și cred că pot să dea lecții chiar și multor țări occidentale. Facem parte din inițiativa celor trei mări și noi și dânsii. Având în vedere dimensiunea Estoniei, cred că schimburile comerciale sunt destul de bune, adică când vorbesc de 141 de milioane de euro pe an plus 30 de milioane de euro în servicii, eu zic că nu e o cifră chiar scăzută, având în vedere și populația Estoniei, de 1,3 milioane. Deci chiar și ei recunosc că ei nu sunt o piață, sunt mai mult o poartă de intrare. Deci recunosc această... un adevăr până la urmă. Dar, repet, schimburile sunt satisfăcătoare. Cât de mult a schimbat pandemia aceste schimburi comerciale între România și Estonia? Pandemia a lovit în absolut toate relațiile bilaterale până la urmă. N-avem ce să facem. Oricât am stat online pe timpul pandemiei, n-am putut să înlocuim niște întâlniri sau niște un dialog economic competitiv. N-aveam cum. Spuneați că avem interese economice comune. La ce ne referim când spunem asta? Păi, am și menționat că suntem, de exemplu, inițiativa celor trei mări. Și inițiativa celor trei mări, deși vorbim de 12 țări ale acestei inițiative, practic 8 din aceste țări sunt cu ieșire la cele trei mări faimoase, adică Marea Baltică, Adriatica și Marea Neagră. Deci avem Estonia, Letonia, Lituania, Polonia la Baltică, Croația, Slovenia la Adriatică și Bulgaria, România la Marea Neagră. Acum, în cadrul inițiativei, au fost foarte multe subiecte de interes vis-a-vis de coridoarele de transport nord-sud-est-vest. Bineînțeles că ei sunt interesați mai mult pe coridor nord-sud, noi avem interesul est-vest, dar până la urmă toate aceste proiecte pot fi combinate și să iasă într-adevăr ceea ce ne dorim din această inițiativă a celor trei mări, care este susținută în mod special și de Statele Unite ale Americii. Câte firme cu capital estonian activează în România și care sunt principalele domenii de activitate? Păi sunt 73 de firme cu capital estonian, au un capital subscris de 1,2 milioane de euro. Categorică foarte mulți sunt în domeniul IT&C. Colaborează foarte mult cu ai noștri în domeniu. Noi, din păcate, avem o dezinstituționalizare, dacă vreți, a ceea ce înseamnă IT românesc. IT-ul sub umbrela unor societăți străine funcționează perfect în România. Mai trebuie ca ai noștri să înțeleagă și să se dezvolte mai mult ca și capital românesc în acest sens. Când începusem, într-adevăr, în domeniul digitalizării, Estonia prevalează acestor 73 de investitori existenți în România. Ce loc ocupă Estonia în topul investitorilor străini în România? Nu intră în top 50. Nu intră, repet, datorită dimensiunii, datorită volumului, până la urmă, și vorbim de 1,2 milioane de euro capital subscris. Gândiți-vă că numai că firmele turcești în România au 655 de milioane capital subscris și sunt aproape 17.000 de societăți. Deci nu are cum să intre în top 50. Cum am putea dezvolta pe viitor relațiile cu Estonia și în ce sectoare vedeți potențial în afară de cel ce ține de IT? Păi este un sector vital IT-ul și, repet, avem multe de învățat de la ei. Practic este o societate în care birocrația este zero.
mai greu de găsit asemenea zone, pe, nu numai în Europa, dar și pe glob, unde să susții și să te și mândrești faptul că ai ajuns la un nivel zero al birocrației. Deci este ceva de la care, repet, avem de învățat. A trebuit să atinde și România, cred. Of. Noi avem, stăm prost la niște clasamente la capitolul digitalizare administrativă și asta o spune Eurostat, nu o spune Camera de Comerț a României. Deci nu mai vreau să mă abțin. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc.